Tăierea salariilor, a plății pentru orele de gardă, dar și tăierea bonurilor valorice au fost impuse de managerul unității, care susține că, în caz contrar, unitatea ar fi intrat în colaps. Dacă va trebui ca să menținem Spitalul Județean în stare de funcționare și într-o continuitate și, să zicem, să avem cât de cât și medicamente, și va trebui să luăm măsuri pe toate planurile. Deci va trebui să luăm măsuri, să reducem și la achiziții, să reducem și la medicamente, să reducem și din banii personalului. Stănculete susține că o variantă pentru a scăpa de problemele financiare ar fi externalizarea serviciilor. Avem în vedere externalizarea anumitor servicii ca să scădem numărul de personal pe care îl avem angajat. În momentul de față, conducerea Spitalului Județean din Târgu Jiu a refuzat să semneze contractul cadru cu Casa de Asigurări de Sănătate, întrucât bugetul cu 20% mai mic le-ar crea mari probleme.